Astăzi a fost zi de sărbătoare pentru școala gimnazială Lucian Grigorescu din Megidia. An de an, în prima zi a lunii februarie, la Megidia se aduc omagii pictorului postimpresionist Lucian Grigorescu. Pe tot parcursul zilei au fost organizate mai multe activități pentru elevi, profesori și invitați. Seria evenimentelor a debutat cu activități tematice, culturale, practice și de creație privind educația pentru sănătate, despre școala pe viitor. De asemenea, a avut loc și vernisajul expoziției de creații plastice, Școala prin ochi de copil și lansarea cu numărul 16 a revistei școlii Labirintul copilăriei. 1 februarie este o zi specială, atât pentru municipiul Megidia, cât și pentru școala noastră. Este ziua în care s-a născut marele pictor dobrogean Lucian Grigorescu și noi, din anul 1990, și patru, purtăm numele acestuia cu mândrie, deși aniversăm doar 24 de ani de când purtăm acest nume, Lucian Grigorescu. Istoria școlii noastre este mult mai îndelungată. Clădirea anexă din curtea școlii datează din 1906. Desigur că a trecut școala prin multe transformări. Clădirea de astăzi funcționează din anul 1962. Și din 1982 am devenit școala generală numărul 6. De-a lungul acestui interval, cred că școala Lucian Grigorescu a devenit cunoscută nu numai la nivel local, ci la nivel național și chiar internațional, prin rezultatele pe care generațiile de profesori, de copii, le-au obținut în cadrul proiectelor naționale, internaționale, a concursurilor la care tot timpul suntem prezenți. Deoarece ziua școlii este considerată de către reprezentanții unității de învățământ o sărbătoare în familie, în toate clasele au fost organizate ateliere la care au participat elevi și profesori. Activitatea de astăzi se numește Școala, locul unde ne facem prieteni și a avut ca principal scop să discutăm despre prietenie și despre faptul că mediul școlar nu este doar un mediu în care primim cunoștințe și împărtășim cunoștințe, este și un mediu în care ne facem prieteni și noi, clasa noastră, suntem foarte buni prieteni unii cu ceilalți. Cât de dificil a fost pentru copii astăzi la această activitate? Poate puțin dificil pentru faptul că am abordat o tehnică nouă la abilitățile practice, dar a fost ceva nou și le-a plăcut, sunt cu sigură. Este prima dată când faceți astfel de activități? Nu, cu siguranță nu. Facem foarte des astfel de activități, doar că astăzi are un titlu specific pentru o zi specială. Dumneavoastră, ce puteți să ne spuneți despre prietenie? Ce înseamnă prietenia pentru dumneavoastră? Prietenie înseamnă oameni cu care să te simți bine alături, cu care să fii tu însăți, care să te cunoască așa cum ești, cu bune și cu rele, și să te accepte așa cum ești. Înseamnă diferiți, dar totuși apropiați. Copiii au fost încântați de activitățile organizate și își doresc să mai aibă loc și altele. Poți să ne spui ce ai făcut tu astăzi aici? O casă atâta. Ne-a citit doamna o poveste. Aici a fost puțin cam complicat la acoperiș, dar... Dar într-un final te-ai descurcat. Da. Despre ce poveste este vorba? Ce poveste v-a citit doamna? Despre niște prieteni. Am făcut o căsuță pentru cei mai buni prieteni. Și de ce ai făcut această căsuță? Fiindcă prietenia contează și că la școală am văzut mulți prieteni și ne-am împrietenit și am făcut prieteni noi și așa era. Cât de dificil a fost să faci această căsuță? Mie nu mi s-a părut dificil, mi s-a părut chiar foarte ușor. Astăzi am făcut o căsuță pentru cei mai buni prieteni. De ce ai făcut această căsuță? Fiindcă că prietenia e cel mai important lucru. De unde ați învățat voi că prietenia este cel mai important lucru? Fiindcă când te joci cu copiii, te simți vesel. Am înțeles că astăzi vi s-a citit o poveste? Da. Și ce poți să ne spui tu despre această poveste? Că erau niște prieteni și țineau unul la celălalt. Prietenii sunt cei care ne stau alături mereu și se joacă cu noi. Ce înseamnă pentru tine această căsuță a prieteniei?
căsuța aceasta, prietenii, înseamnă pentru prieteni și tot ce s-a întâmplat pe aici despre prietenie și ne ajută prietenia să ne jucăm foarte mult. Ce înseamnă prietenia pentru tine? Prieteni, distracție. Ce poți să ne spui tu despre prietenie în general? Pentru că prietenia e foarte importantă. Prietenia pentru mine e ca familia mea. Eu astăzi am făcut o căsuță de prietenie care este origami și această căsuță îmi place foarte mult, că este despre prietenie și prietenia pentru mine contează foarte mult. Și aș vrea să întâlnesc mai mulți prieteni. Cel mai important și solemn moment a fost cel al depunerii de coroane la statuia pictorului aflată în curtea școlii. Elevii merituoși care au obținut rezultate la competițiile școlare și la cele sportive au fost premiați de către Asociația Părinților. O tradiție este ca de ziua școlii să premiem elevii care în anul precedent au obținut concursuri la olimpiadele și concursurile județene și naționale și numărul lor nu este mic. Premierea este realizată din partea Asociației de Părinți Lucian Grigorescu. De asemenea, premiem sportivii care au obținut performanțe deosebite și care au făcut cunoscut numele școlii în lume. Această zi aniversară a fost încheiată la patinoarul din Megidia, unde elevii s-au distrat pe cinste, pe patine.